Boom Bap Show. Boom Bap Show cu DJ Dox în fiecare miercuri, yo. Boom Bap Show cu DJ Dox în fiecare miercuri, yo. Ar trebui să fac un intro lung, dar nu o să fac un intro lung, dar trebuie să fac un intro, că așa e modelul. Le mulțumesc că prietenul meu de la Snowguns, care mi-au dat această șapcă. I don't know if you guys are watching right now, but I'm going to send you the link anyway. Snowguns for life. Și Canada rulează totdeauna. Mulțumesc, Diandra. Vă mulțumesc vouă care sunteți pe chat. Chat-ul pe care eu nu îl pot vedea în momentul de față. Se va face și cu chat-ul o chestie. Și ca să mai taie din ele, Doc and DJ NASA. Woo-hoo! Right here now, right now, cum s-ar zice. Eu voi uspapin, să trăiți. Bă, fii atent, m-am gândit la o chestie. Ia zi. Noi doi în formula asta, gen de emisiune, cum așa, bă, cred că au trecut foarte mult. Noi n-am mai văzut, dar în formula de emisiune a fost ultima dată la Hip Hop Weekend la UMTV Raps. În ce an era asta? 2004. Uite mă, vezi cine știe? Uite, exact asta vreau să zic eu. Weekendul ăla mi-a marcat viața. Da? Cumva. Fost tare? Da, tare rău. Tare, tare rău. Deci tu n-a să te uita la weekendul ăla. M-am uitat. Acum pot să spun eu cât de greu a fost pentru mine ca să fac weekendul ăla, că na, aduc trupe, așa, dar practic noi n-am văzut în formula asta, gen emisiune podcast sau cum vrem noi să-i spunem, șezătoare, rap sau na, așa, whatever, cam de atunci n-am văzut. Da, da, e adevărat. Ne-a mai chemat Zara, dar n-am vrut să ne ducem. Păi nu, în freestyle respectiv era menționat Zara. Păi că de-aia ne-a și chemat, că a ascultat ăla și a zis ce băi, am văzut că așa, nu vreți și exact. Voi să creăm o apropiere și nu am vrut. Glumesc, Doamne ferește, Caterin Căpură, nu. Aberăm la, da, e totul bine. Da, da mă, Dox, așa e, dar nu-i problemă, ne vedem acum, ne mai vedem în viitor, îmi place ce ți-ai făcut tu aici, cărămizile, ai pus cărămidă cu cărămidă. Și s-a construit acest Boom Bap Show. Uite, avem frumos și logo-ul. Îmi place mult ăla, îmi place mult. Nu, da, aproape că pare natural, nu pare că l-au pus ăștia în post-producție. Bă, da, să știi că e natural. Însă, îmi place mult. Apropo de natural. Căluț, ai grijă la logo să nu dispară. Exact despre asta vreau să spun. Căluț, în fiecare ediție, face experimente cu mine. Cum a făcut și în ediția asta. Însă, m-am bucurat că nu face experimente video cu camerele doar pe mine. Face și cu voi. Deci e ok. Deci, din punct de cu camerele face parte și la cu un el. Experiment. Face experimente și cu, el. Cu camere, faci cum se simte când mai dă una pe jos. Are tot felul de astea de autoexplorare. Da, nu, deci asta e o chestie foarte mișto. Și, mă rog, are legătură cu intro și are legătură cu faptul că echipa a încercat să facă tot ce se poate, însă trebuie să-i spunem lui Alexuțu la mulți ani, cel care ne-a ajutat și ne ajută cu cover-urile, este ziua lui. La mulți ani, Alexuțu. Cât ai făcut? 20 de ani, mulți înainte. A făcut o vârstă foarte indecentă. Noul 20 a făcut. Da, nu, nou, 30, cu 30 de ani a făcut. Cum să faci, mă, 30 de ani? Păi 30 de ani e noul 20, Dox. A, da? Ok, păi da. Ok, bine. Băi, e bine, uite. Păcate asta nu merge și la kilograme, știi? 80 de kilos, noi 9-70. That shit don't work. Da, mă, deci, da. Deci la mulți ani lui Alexuțu, la mulți ani lui Căluț, care se chinuie. Loviți-mă cu un link să le pun și eu la băieți pe Insta, la băieți fete, să intre peste noi aici, să ne distrăm. Exact. Să fie o orgie a gândurilor, a ideilor și a rap-ului. Exact, vă mulțumesc celor care sunteți pe chat, pe care eu nu-l văd acum și nici măcar Doc și nici măcar NASA nu-l vede, dar o să-l vedem la un moment dat când se fac toate chestiile în ordine. Deci, bă, s-a nimerit și faza asta și cu emisiunea și cu mixtape-ul. Da. Nu știu, dar că a fost așa. Nu că nu ne-am fi vorbit. Nu ne-am vorbit. Chiar nu ne-am vorbit. Nu? Ciudat, că doar nu apăream eu aici așa. Bă, nu. Ce pot într-o miercuri. Bă, ce pot să spun eu e faptul că, da, eu am ascultat mixtape-ul ăla mai înainte ca să iasă. Da? Da, nu știu. N-ai ce să faci, ai și tu. Cred că the perks. Mi-ai dat un play acolo, na, adică na. Când ai venit la studio, da, the perks of being who you are. Adevărat. Și am mai ascultat și alte chestii pe care o să te las pe tine să le spui. Vorbim noi mai încolo, da. Hai să povestim cu mixtape, că e proaspăt scos din cutie, cum s-ar zice. Da.
E în varianta momentan, e în varianta track by track, o să vină și varianta mixată de DJ NASA. Cu siguranță. Which is like a motherfucker. O să, nu sunt foarte multitasking eu în viața mea și de aceea o să-mi iau absolut 30 de secunde de vorbă reală în care să pun link-ul băieților pe Instagram. Așa, bagă. Să poată să intre oamenii frumos aici. Da. Haideți la emisiune, sunt live cu DJ Dox și cu DJ NASA. Sunt prea puțin MC pentru câți DJ sunt. Așa că vă rog frumos, intrați pe link, vă pup. Ia stai mă, să dau și eu un play la o piesă, să nu vorbim pe gol, cum s-ar zice așa. Ar fi frumos să ai ceva acolo. Ia uite și dau și pe boot, să vedem. Și pe boxe. Și pe boxe, păi nu dau eu pe boxe? Păi nu dau. Uite, am dat și pe boxe, sper că e ok și pe... Ok. Așa, bun. Deci hai să... Ai băgat... Nu se întâmplă ceva, nu știu, cu link-ul. Fii atent, s-ar putea să fie de la semnal, că noi suntem un... Aole, așa suntem este. Suntem în underground. În semi-underground, adică na, nu suntem chiar în, nu chiar în underground. Ei, când s-o reuși, va fi bine. Da, ai dreptate, chiar suntem în underground. Vezi? Da, mă, tată, cu mixtape-ul e în felul următor. Prin decembrie, așa, dacă nu mă înșel, a scos Lil Wayne un mixtape. Așa. Și când l-am auzit... Stați în decembrie 2020, nu? Da, evident. Anul trecut prin decembrie... Nu, că noi suntem din altă peră și de-aia mă gândeam că... Da. În 96, sub toamna. A scos Lil Wayne un mixtape și mi-a spart fățăul, m-a inspirat enorm, mi-a dat așa o energie incredibilă și am zis da, este momentul ca la vreo 8 ani de la ultimul meu mixtape să mai scot și eu unul. Și l-am sunat pe DJ NASA. DJ NASA, facem un mixtape. DJ NASA nici nu era în București, pregătea sarmale vegane cu pui vegan, cu cozonac bio. Era acolo cu mătușile, cu bunicii, era cu toți nepoții plecat în țările lui. Și a luat vestea foarte ușor și a zis da, bine, facem un mixtape. Eu am început, l-am conceput pe băiat și pe la jumatea lui februarie, zic eu, aveam deja totul tras. Totul tras, da. Adică ne-am mișcat foarte repede. În același timp, scuze. Păi nu, eram curios, deci, practic, deci, tu dacă n-ascultai mixtape-ul ăla lui Lil Wayne... Dar nu venea ideea, de ce să te mint? Asta e camera mea. La mea... Păi eu cred în inspirația pe care ți-o furnizează alte ființe umane și nu numai. Bă, Lil Wayne... Bă, acum nu știu ce părere ai tu despre Lil Wayne, dar pentru mine e top. Uitându-mă la camera 5. Mea. Deci, practic, erau o grămadă de mixtape care puteau să dea boost. Știu, ăsta. Dar Lil Wayne e unul singur. Adică, okay, bun, gata. Nu știu acum, știu că lumea are, mai are fiecare părerea lui, dar pentru mine Lil Wayne e kind of a god. Asta vreau să pun. Liric vorbind cel puțin și cum își face treaba omul de ani, de zeci de ani aproape, dacă nu mă înșel. Distruge frumos și asta chiar vreau, și acum. Asta vreau să punctez, de-aia te-am și întrebat și, da, și mai, nu mă stai liniștit, Doamne ferește. M-a inspirat la modul bun, la modul wow, hai să facem un mixtape, ca pe vremuri. Mai încolo vreau să vorbesc despre ce urmea, ce aveam înainte de mixtape. Dar ăsta a fost filmul. Deci l-ai sunat pe NASA care nici măcar nu era... Na, bă, zic, hai să facem un mixtape. Păi nu, NASA e un DJ, este mereu necesar unui mixtape. Adică de-aia... Uite, o chestie nouă pe care o spui. În general, ca să faci un mixtape, n-ai nevoie de un DJ, așa se știe. Știu, în ziua de astăzi, doar că ceea ce noi nici măcar până la momentul ăsta nu am livrat lumii este track-ul final mixat cu piesele între ele. Mixtape-ul, exact, mixtape-ul așa, vorbeam, și da. Nu l-am dat cu, eu știu, cu cap, ca să zic așa, să se obișnuiască lumea un pic cu piesele, ca pe urmă NASA să vină cu cârnatul, cum îi spunem noi. Cârnatul, adică ele mixate frumos între ele cu anumite elemente care cârnațul. Eu știu, da, cârnațul vegan, care ne bântuiau nouă mixtape-urile de pre vremea tinereții, o să vedeți ce, și așa frumos făcut, un cârnat ornat, un caltabos practic. Așa, și asta se va întâmpla ulterior.
Și na, asta a fost, am hotărât, bam, ne-am gândit la concept, să fie, e XL, pentru cei care n-au înțeles de ce XL înseamnă 40 în latină. Apropo de, ok, pentru ce cei care n-au înțeles, dar eu am văzut tricoul al tău cu XL, bă, să fă-mi și mie unul, dar trebuie să fie XXL. Am înțeles. Mai scoatem un mixtape la anul. Scoatem, da, ca Mortal Kombat-ul, știi că era Mortal Kombat 10 și l-au făcut XL. Dă-mi și mie un tricou, dar nu XL, că n-ai... Înțeleg ce spui. Tricoul, da, la fel, a plecat tot de la numele mixtape-ului ca și, ca și concept. Mi-a plăcut tricoul, e super marfă, deci na. Nu, te cred, exact, te cred. Dar o, cred că ție îți va trebui ceva un pic mai mare de X. Bă, nu știu, bă, XXL măcar. Deci, să, ca mărime mă refer, nu neapărat ca ce scrie pe el, iar poți să-l lași XL, dar să fie XXL tricoul în sine. Apropo de chestia asta... Nu mă lasă să pun story-ul, e că nu te lasă, mă, că ți-am zis că suntem în semi-underground și mă bucuram dacă puteam să vedem și noi chat-ul pe care nu-l vedem și... Am reușit. Ai reușit? Gata, a mers. Vă salut pe toți cei care sunteți pe chat acum și sunt convins că sunteți... Samsung, HDMI... DVX. Așa. Deci, este o emisiune rap, nu e nicio problemă, se acceptă penisuri. Apropo de chestia asta, faza cu live-ul, am spus-o și o să spun totdeauna. Când faci live, în general este mega fucking challenge. Mai ales când faci emisiune live cu rap, este fucking huge challenge. Că na, mai crapă una, spre exemplu, n-am apucat să zic, ci acum o să zic, că na, a fost săptămâna trecută, cu 5 minute înainte de live, una dintre camere a căzut de pe trepied. Data trecută? Da. Am auzit. Bă, a căzut, a fost un doliu la noi la birou. Băi. De ce să te mint? Avem un coleg care și acum mai lăcrimează. Băi, nu a putut fi aici, tocmai de-aia că a zis că nu mai vrea să vină aici unde a murit camera. O cameră de mai mulți bani, că n-are sens să zic suma. Da, e de prea mulți bani. Bine, pentru... Deci, ideea e că live-ul totdeauna îți oferă surprize, ceea ce sunt foarte mișto. Dar și satisfacții pe măsură. Bă, da, dar aș fi vrut să văd chat-ul acum și încă o dată îi salut pe toți cei care sunt pe chat, îi salut pe cei care au dat un like, un subscription și dacă dați și o donație, vă mulțumim pentru că trebuie să mai plătim și, precum bine am spus, niște camere și alte acarete care se mai strică din vari motive. Deci asta a fost faza cu mixtape-ul, dar a fost o chestie... pregătită vis-a-vis de un alt material pe care vrei tu să-l faci? Sau... Vreau să mai vorbim un pic despre mixtape. Așa. În primul rând, mixtape-ul a fost, eu știu, plămădit din vreo trei feluri de piese. Și anume, piese de sine stătătoare, ale căror beat-urile dețineau producătorii, să trăiește, pup. Bituri cu ăsta, piese cu bituri de sine stătătoare pe care le-am avut noi și am făcut piesele în sine. Piese pe bituri de afară, am făcut niște remixuri, cum ar fi pe alu Jack Harlow, pe Tyler Hero, pe Post Malone, wow, pe aia cu Sean P, m-a spart. Pe Sean Price, Figure 4, am făcut un tribut, n-aveam cum. Și pe a treia, eu știu, secvența acestui blend de bituri a fost bitul celor de la Okapi de la piesa Didaia. Mi s-a părut interesant să aia abordăm. Mega shit. Da, și nouă ne s-a părut la fel și continuăm să susținem asta, că a fost o idee... Nu, da, e foarte mișto, adică n-ai... Da, noi n-am văzut așa ceva la nimeni. N-am văzut să facă cineva un remix la o piesă și să păstreze structura versurilor. Să o flipuiască. Să o flipuiască ca și versuri și totodată să păstreze și videoclipul. Ni s-a părut tare și am făcut chestia Apropo asta. Apropo de idee, care a fost făcută acum mulți ani, mai ții minte Flavor in the Air Part 2? Da. Mă rog, aia a fost acum mulți ani, însă nu cred că aveai în cap exact Flavor in the Air. Nu, niciun caz. Însă, repet, varianta pe care ați făcut-o voi și, da, e... Tommy Marfa mi se pare mare. E jucăușă, e foarte jucăușă. Tommy, și vreau... Tommy Marfa mi se pare mare. Este. Na. Și fluierarul la fel și aș vrea să-i mulțumesc lui Grasu X pentru permisiunea de a le folosi beat-ul și de a le clona, în ghilimele, videoclipul. Și, na, că e...
într-un fel eu ciudățel, dar ei sunt frații noștri și ne-au înțeles și ne-au susținut în chestia asta. Asta spuneam, mi s-a părut foarte, foarte tare și mai ai al doilea clip pe care l-ai făcut. Al doilea la Lini, da. Cea mai nebună fază a fost cu Lini, fiindcă noi am... Adică așa ne-a venit ideea asta la un moment dat. Dom'le, hai să facem clipul, să-l dăm la jumate piesa, să fie lentă. Și deci piesa de la 2 minute jumate am tras-o la 5 minute, absolut în toate cele 4 locații în care am filmat. Am tras-o Lini, știi? Și pe urmă am dat totul la dublu și a ieșit mega catering exact cum ne și închipuiam că o să menționăm că ai tras și la Dobrescu în bucătăria, nu a lui de acasă. Nu, cea de la Supa Dupa, așa. În depozitul Porc, la The Factory, unde am filmat și clipul Didaia și le mulțumesc și băieților de la The Factory, El Murache și fratele Ardelean. Și am mai filmat la noi în studio la Facem Records. Dar să știi că nimic dintre, eu știu, chestiile pe care le vom discuta în seara asta nu ar fi fost posibile fără studio. Și o spun asta prin prisma exact unui om care, ți-o spunem prin prisma unor oameni care n-au avut până acum locul lor, ca să zic așa, ca și studio. Și având acest loc nou, ne-a potențat foarte mult, atât, eu știu, cantitatea creativă, cantitatea de creație expusă, cât și calitatea ei, pentru că am putut să experimentăm, să flipuim tot felul de idei, să încercăm să vedem așa cum e, așa cum e, n-am mai fost pe ceas. Dom'le, azi avem 3 ore. Exact asta vreau să zic acum. E altfel față de, mamă, trebuie să mă la studio, trebuie să fac, am 2 ore, am plătit pentru 2 ore. Exact. Acolo stai și practic experimentezi. Asta e o chestie mișto, că practic v-ați făcut hub-ul vostru. Da, și ne ducem ca la treabă, adică la 9 dimineața suntem acolo, la 5 rupem ușile. Nu avem ce. Bine, să... Și așteptăm salariul. În weekend la 6, că na, la 8. Bă, în weekend nu prea mergem. Noi suntem de părere. Suntem de părere că sunt bătaia familiei și duminica lui Dumnezeu. Nu. Mai faci și un grătar din când da. Un grătar vegan, nu? Sau cum e? Da, am făcut acum în weekend primul grătar de post. Total, adică chiar n-a atins carnea deci, acel practic, grătar. Voi ați fost exact cum catolicii au avut postul, nu? Nu știu să zic. Deci, da, voi ați fost noi nu din cauza religiei, da, ăsta nu mai mănâncă carne... A vrut să fac o glumă, nu știu dacă mai ieși, dar... Ăsta nu mai mănâncă de vreo 4 ani, m-am lăsat-o și eu de vreo lună așa. Nu mai mănâncă nimic de 4 ani? Carne. Am înțeles, ok. Pentru că nu pare că nu mănâncă. Adică, păi, na, știi cum e ăștia care îți lasă proteina din carne, substituie cu carbohidrați și alea... Ăsta e un subiect pe care am putea să-l abordăm pe un termen lung, ca să spun așa, adică, na, fiecare cum e, dar, mă rog, eu încă sunt de părere că e bine să mănânci orice, dar... Moderat. Exact. Da. Da. Ca și cu, na, și... Căcat nu e bine să mănânci nici măcar moderat. Căcat, în general... Căcat e bine să nu. În anumite variante... Îți miroase gura... Acum cu masca poate să nu-și dea lumea seama de unde vine, da, dar... Ai fi uimit. Depinde dacă e masca de aia cu protecție mare. Anticăcat. Masca anticăcat. Da, știu dacă masca e cu protecție mare, da. Însă, în general, faza cu mâncatul căcatului, am văzut că la noi este o chestie pe care foarte multă lume o practică, în diferite domenii. Da? Numai în... Crezi că numai la noi? Sau... Nu. Eu vorbesc de ce am văzut acum. Na, în general se practică mâncatul căcatului. Poate să fie un căcat dat cu... Suna sport asta, mâncatul căcatului. Dat cu anumite sosuri. Mâncatul de căcatul. Ca să-l înghizi mai... Mă, ce dracu, vorbim despre căcat? Nu, doamne, crește, tu ai... Eu am făcut o glumă, puteam să o lăsăm acolo. Tu ai deschis căcatul. Da. Apropo, vorbim despre căcat... Să moare ăsta, căcatul ăsta de ceat, nu pot să-l văd. De fapt, nu ceatul e de căcat. Faptul că nu ai pot un să pic văd de răbdare, băieții depanează. Băieții depanează, ok. Nu, că vreau să-i salut pe oamenii care sunt cu noi cu siguranță. Dar să-i salutăm și oricum. Așa, noroc oameni care sunteți cu noi. Vă găsiți și la... De fapt, doar nu o să vă anunț aici, că găsiți link pe la așa, mine pe Instagram. That's weird. Exact asta vreau să spun. Bă, Vlade, bă, doctore, mă gândeam acum într-o... ce ai făcut, mă, băiatul? The fuck? Mamă. Gata, mă.
Mulțumim. Mulțumim pentru, mulțumim, pentru donație. Mulțumim. Ok, 50. Oh, salut, salut. Așa, mă, cu ocazia asta vedem și noi chat-ul. Nu, mă gândeam că asta vreau să spun. Câți ani sunt de când ne cunoștim noi? Și ne-am cunoscut în... Na. Zi tu, zi un an și îl calculez eu. Stai un pic, că tu ești mai tânăr ca mine. Deci tu trebuie să... E foarte adevărat, dar nu mai știu exact când ne-am cunoscut. Hai să zicem 98. Ok. 98. 23 de ani. 23 de ani. Ești legal în America, poți să bei în cluburi. Da, 23 de ani, Doxule. Că, na, te admiram noi la început până ăsta, până Martin, până erai o... Martinica. Nu, era bine să fii Martinica. Era vorba de Club Martin. Nu, mă refer la Club Martin, Club Martin care a fost unul din primele hub-uri ale hip-hop-ului. Exact, care s-a și dărâmat între timp. Adică, nu s-a dărâmat. A fost demolat. Nu, Martin a fost demolat, da. A, da? Da, recent, chiar. Iată. Da. N-am știut. Să trăiți, mă, toți după chat. Să mai faceți și copii să trăiască și aia. Știți cum e, să vă mulțiți. Vă mulțumim și vă mulțumim și pentru donații. Că na, doctorul e scump și trebuie să, na, trebuie să cotizăm acolo. Dacă mai puteți să donați acolo, n-ai. Donați la frații aici. Donați. Eu îi donez lui Dox. Dacă îmi donați mie, eu nu țin nimic. N-am buzunare. Încă o dată vă mulțumesc celor care sunteți pe chat și noi oricum o să vorbim foarte mult în seara asta și o să mă uit la camera mea exact cum spuneam mai devreme. O să vorbim foarte mult în seara asta pentru că avem de vorbit în afară de mixtape, avem de vorbit multe și cu NASA vreau să vorbesc. Care chiar ea mai vorbește și păi cu NASA. Exact cu NASA vreau să vorbesc, dar încă o dată vă mulțumesc vouă celor care sunteți pe chat, un like, o subscripție. Și dacă dați și o donație este foarte bine și un share, dacă puteți dați un share la live este Tesla super. Shares. Tesla shares. Și acum că tot am vorbit cu tine foarte mult, uite. Cu NASA e omul care e totdeauna în spate, exact cum e orice DJ, nu, exact cum sunt și eu. Șeful la mix ca Mike Dean. Exact, șeful la mix la Mike Dean. Bă, cu NASA aș putea să vorbesc și să-l întreb multe chestii, dar o să încep cu exact chestia aia pe care multă lume m-a întrebat pe mine. Care a fost primul tău mixer și care a fost primul tău pick-up? Dacă mai ții minte. Mai țin. Bagă primul mixer. Mai spre microfon așa. Așa, vorbești eu ca MC. Așa. Primul mixer a fost un Vestax PMC-05. Mamă, deci tu, mixerul tu deja tuturor. Erai la un alt nivel. Da, mi-am luat din prima, am fost cumva norocos că am fost în Spania și am muncit și mi-am cumpărat mixerul ăla. Mai ții minte în ce an era asta? 2000... Nu, eu te întreb acum pentru cei care se uită la noi și cu siguranță o să mă întreb, dar... 2007 era, cred. 2007 era, da. Și pick-up-ul tot Vestax a fost. Și l-am și acum. Doze Stanton 500 sau ceva, da. Na, erau whack as fuck dozele alea. Îți făceai treaba atunci, da. Deci practic ăla a fost primul tău mixer pe care l-ai cumpărat nou, nu? Adică nu, l-am cumpărat, era în Spania, acolo unde eram la ai mei. Era un magazin cu viniluri și cu haine și cumva m-a plăguit ăla și mi-a făcut rost de mixerul ăsta. Era SH mixerul. Era un mixer la mâna a doua. Era la mâna a cincea era mixerul ăla. Era, dar era ok, adică ți-ai făcut treaba cu el și ți-ai luat și discuri cu sunete? Sau m-am luat și discuri tot de acolo, de la magazinul băiatului. Deci practic ăla a fost... primul meu setup. Exact. Am avut un setup profi din prima. Bă, da, ce să zic, aș vrea să zic că te invidiez, dar nu te invidiez. Nu, e ok. E bine să încep cu chestii... top of the line. Ea la vremea respectivă clară. Asta. Deci da, în fel de, tu ți-ai luat carnetul și ai avut merțand în exact, prima. Exact. Da, sau poate un Bentley așa mai... Am înțeles. Entry level. Na. Cole, e bine atunci, e bine. Așa și 2 ani mai târziu m-am luat primul meu mixer prin sfârșitul 2008 sau începutul 2009, nu mai știu exact. Mi-am luat un Rain, un 56 și ăla a fost grail-ul DJ-lor. Nu prea avea lumea Rain atunci. TTM 56. Îl am și acum. Bun, și acum TTM orice DJ când îl ai pe ăla. Și acum ce setup folosești, spre exemplu? Na, bine, eu sunt cu Z2-ul și cu... De la 56 l-am avut și 57. Am mers o perioadă și cu 62-ul lui Vlad. Așa. Și acum am 72. Deci tot Rain 72. Tot Rain, am rămas fan Rain și Serato, okay, de atunci. Și pick-up-uri? Tot Vestax-urile alea. Mi-am mai luat un PDX 3000 mai recent, ca să zic așa.
Dar tot la Vestax am rămas. Bun. Asta, șef, asta șeful fost, la mix, cam, v-am zis. Asta a fost, asta a fost hintul vis-a-vis de DJ, pentru că mi-au trimis mulți mesaje. Dom'le, uite, dacă, ce ne sfătuiesc să folosim? Zic, bă, zic, nu știu, vă sfătuiesc să folosiți ce vă permiteți, în primul rând. Absolut, exact. Un sfat foarte bun. Și apropo de ideea asta, de-aia să te întrebi pe tine, bă, cu ce ai început tu? Că eu nu vreau să... Îți dai seama, copil fiind, mă uitam la un Stanton, la un Numark, la ceva, dar s-a nimerit atunci, m-a plăguit ăla și m-am luat asta. Păi nu, asta are legătură și cu ce vreau să-l întreb pe Vlad. Zic, da, mă, noi dacă ne știm de atâția ani, frate, erau faza aia cu casetele. Bine, ne împrumutam și CD-uri, da, era cu casetele. De unde ne împrumutam? Târziu, când ne-am împrumutat CD-uri. De casetele erau baza și când prindeai d-alea negre, știi, nu cu transparente, bandă crom, cu bandă crom, un Sony d-ala BGX, nebunie. Dar mai ții minte când ne întâlneam la Dobrescu acasă, când stăteam băneasa și da. Făceam noi seri dansante rap, bine, dansante fără, că nu dansam. Păi nici n-aveam loc să ne mișcăm de apoi. Seri ascultante rap, ascultando scol la Rapos. Nu se aduce aminte că ne jucam boxul ăla pe Sega, ce Sega aveam? Dreamcast, da, ne jucam box pe eu Dreamcast. Eu mi-aduc aminte. N-am văzut nici până acum la altcineva Dreamcast, că la noi atunci. Eu mi-aduc aminte de boxul ăla pentru că a mai fost un episod legat de boxul ăla. Da, aia a fost... Nu știu dacă ar fi cel mai bine să-l... De când erai tu băiat de cartier, da. Nu știu, eu n-am încercat niciodată să fiu decât ceea ce sunt. Nu. Da, ăla a fost un episod care a generat povești nemuritoare. Seara aia la Dobrescu, când ne-am luat cu aia pe... Ne, pe scurt a avut loc o altercație și vrei tu neapărat să povestești? Nu, atât. Fratele Dox a planat acea demonstrație de forță a unor băieți scurt. Bam, bam! Și s-a... Și s-a închis la pâine. Întâmplat. That's eu să... That's a rap. Aolo. Stai să-mi pun net. Dă-i parola de la net. Am înțeles. Parola net. Păi și păi, da. Ok, bun, dacă... Unde dacă mi-ai transmis o chelie? Dacă rezolvăm cu parola de la net. Ce mai zic cu oamenii de pe chat? Ce mai zic cu oamenii de pe chat? Încă o dată vă salut și vă mulțumesc că a durat un pic până când am putut să vedem ce scrieți voi. Vă mulțumesc încă o dată pentru subscrieri, pentru donații și pentru că sunteți alături de noi. Ok. Racheta s-a ars deja. Ia, mă, să zicem, ok. Suntem toți pe construit de rachete. Bun, ce feeling aveți despre reînvierea la concerte de hip-hop etc. Ce face doctorul în perioada asta? Ai o întrebare de la Ovidiu, Chirițescu, parcă. Cum adică ce face doctorul în perioada asta? Ce feeling aveți despre revenirea la concerte și alte activități de hip-hop etc? Ce face? Păi nu am revenit la concerte. Care concerte? Că nu le-am, îmi pare rău, n-am fost acolo. Să văd ce a văzut tovarășul. Probabil că te întreba vis-a-vis de mixtape, ce faci tu în perioada asta? Dacă concerte nu sunt, mixtape ai făcut? Nu. Ce mai faci tu în perioada asta? Eu mi-am pus toriu, să știți. Am înțeles. Băi, e bine. Probabil că nu l-au urmărit nici ei. Ok. Nu, ziceau băieții că nu, dar eu l-am pus. E ultimul story al meu. Okay. Bă, doctorul în perioada asta lucrează în continuare. Fiindcă hai să vorbim un pic despre ce a generat această pandemie și în, ăsta era un subiect pe care vreau să-l ating și e bine că... Da. Păi toată șmecheria s-a cam schimbat anul trecut de când cu pandemia și a trebuit și noi la rândul nostru să ne adaptăm. Pentru că aveam o viață, la modul foarte des pe drumuri, aveam concerte săptămânale cel puțin. Cel puțin unul pe săptămână la modul ăsta și na, veneau bani, nu prea cream atâta, nu făceam atâta muzică. Eram mai relaxați. E, toate astea s-au schimbat anul trecut odată ce omul a mâncat liliacul și
când omul a mâncat liliacul, totul a devenit altfel. L-a mâncat în curpă liliac. L-a mâncat în curpă liliac și iată-ne unde așa. Și a trebuit și noi să ne adaptăm la situație, în sensul în care am început să ne gândim, ok, deci nu mai avem show-uri, ce putem face? Și ne-a venit ideea genială de a face multă muzică, ca să avem cataloage pe Spotify, YouTube, pe toate astea, să ne asculte lumea și să mai facem și noi bani din ceea ce iubim să facem. Și ne-am apucat să scriem. Acum, na, că dacă tot mai adus în punctul ăsta, în momentul în care eu m-am apucat de mixtape, aveam un album gata, încă l-am. Mixtape-ul a fost cum am, mi-am ars-o și până 2010, dacă nu mă înșel, cu recapitulare. Consider acest mixtape un, hei, mai sunt și eu pe aici, nenorociților, fiți atenți că o să scot ceva. Dar asta tu, a fost mixtape-ul. Tu oricum erai foarte prezent în mediul online, mai ales pe Instagram. Uspape, da, Uspape nu mai este pe Instagram, este numai pe Patreon. Nu prea mai îmi place să fiu atât de prezent degeaba decât cu motiv și de aceea trebuie să generez aceste motive numite piese slash albume. Da, lasă-l că își face treaba. Nu că am văzut că stai da. să fie bine, să nu fie rău. A venit tine, aul. Lasă, tu ești bine cu microfonul? Da, sunt fresh. Da, suntem fresh. Așa, și am zis, domnule, trebuie să facem multe piese, le dăm drumul, ne ascultă lumea, facem bani până una alta. Și asta ne va ajuta și pe viitor să avem un catalog amplu și așa mai departe. Și cu asta ne-am ocupat. Și am făcut un album pe care l-aveam gata când m-am apucat de mixtape. De atunci am mai adăugat la el o piesă, practic, cel puțin. Deci, practic, albumul era gata înainte de mixtape-ul. Da, dar n-am vrut să-i dau drumul, că mi se părea că îl livrez prea rapid. Tu ai făcut ca la Star Wars. Episodul 4 iese după episodul 1... Și episodul 1 este după neapărat, episodul 5. Nu neapărat, mă, Doxule, că tu ești vechi ca și noi și știi foarte bine că pe vremuri MC scot... Nu, vechi în sensul... Ok, nu vechi, e vintage. Bă, ce finuț ai fost. Ești vintage, pula mea, eu așa îmi place să vin, mă numesc. Pe vin de la băgat în... Da. Băgat în butoi, nu? Butoi de stejar. Și știi că pe vremuri MC-ul scotea un mixtape pentru a-și anunța albumul. Da, pe de altă parte, multe din piesele care erau pe mixtape respectiv erau exclusive shit. Căcat exclusiv. Păi asta a fost și pe mixtape-ul meu. Exclusive shit. Nu le găsești nicăieri altundeva. Eu asta vreau să spun, ca să înțeleagă lumea, care e diferența dintre, nu știu, faci o compilație cu niște piese și faci un mixtape cu niște piese pe care nu le poți găsi decât pe acea... Da, corect. Ai perfectă dreptate. Și asta am făcut, am vrut să atrag atenția lumii, domnule, stați, mai sunt și eu pe aici, nu fiți nebun, nu ne-am liniștit că we love doing this. Și acum, în jurul datei de 1 mai, dacă nu chiar pe 1 mai, ca să nu mai dea lumea share la 1 mai, o să scot albumul. Cam asta e planul, o să mai scot piese și până atunci, dar bine deci, albumul. Deci cam data ar fi... 1 mai. O lună de aici încolo. De 1 mai, nu? Să fie... De 1 mai vă dă fratele cu un album cu totul altceva decât mixtape-ul. Prefer să nu spun mai multe. E mișto. E foarte variat. Are sound-uri de la. Și de la sunt niște extreme ale muzicii așa. Tu mi-ai dat o piesă pe care o să o punem. Nu o să o punem, că mi-a atras atenția fratele Buci, că poate n-ar fi indicat să o punem, că în contextul în care o să le pun și eu pe ale mele pe YouTube, să nu claimuiască cumva. Așa, na, eu m-am gândit că ar fi fost mișto să punem piesa aia, da? Știu, dar las că mai stăm un pic și o să încep să le dau. În schimb, dacă toți sunteți pe chat, o să bagi un freestyle? Sau acum vrei așa? Nu, acum. O să băgăm. O să bagi mai încolo. Ideea e ca să le spunem celor care se uită la noi acum, să știe, să sune are la... Are fratele și o bucățică pregătită. Să sune la vecin, bă, vedeți că bagă docu. N-am cum să vin la fratele Doc și să nu scuipăm ceva finuț. Bă, de-aia ți-am spus mai devreme, având în vedere faptul că n-am niște timp de atâția ani, bă, e și ciudat, dar e și mișto, știi, să stăm mai povestim exact cum ești cu NASA, adică, nu știu, multă lume din cei care se uită la noi habar n-au de chestii. Bă, dar nici nu, acum trebuie noi. Nu, ideea care e chestie foarte simplă.
lumea trebuie să vadă exact cum nu știu, cum e artistul, prin ce se exprimă. Exact cum sunt eu. Bă, uite, asta e o emisiune pe care eu, dacă n-aș fi avut prietenii care sunt acum în spatele camerei, și le mulțumesc, și voi care sunteți acum pe chat, n-aș fi avut cum să o fac. Este o chestie foarte simplă. Exact cu chestiile care vin la pachet cu treaba asta. Bă, a crăpat ceva, uite, mam, trebuie să intrăm la 8, m-am intrat la 8 și 10. Chestia live este un mega fucking challenge. Ceea ce mie îmi place. Mie îmi plac challenge-urile. Salut pe fratele Tommy care e cu noi pe... Și eu salut pe fratele Tommy, Tommy Marfă, nu? Da, fratele... Tommy cel Marfă. Ei, iau aici, uite. Cel mai Marfă, Tommy cel mai Marfă. Pe chat. Deci, Tommy Tunsu, Tommy Tunsu. De-aia zic, e un challenge. Iar faptul că am făcut chestia asta acum și am intrat un pic mai târziu, sper să nu vă supărați pe noi. Și precum bine observați, este o discuție liberă, pentru că așa trebuie să fie. This is hip-hop shit. Da. Rough, rugged and uncut. Mi-am o să aminte. Ia zi. Am fost la Vlad, cred că anul trecut, la Mic Check, și am băgat eu niște boom bap shit și niște independente, exact cum începuse hip-hop-ul independent, și la un moment dat am pus și Shabam Sadiq. Nu pot să-i cred, da! Shabam Sadiq! Și fii atent, deci nu... Poți să te uiți la emisiune, deci... Și a zis, a zis-o Dobrescu pe aia? Exact! A zis-o, da, toată gluma, ca să înțeleagă lumea, a plecat de la un interviu de-al meu dat, dacă nu mă înșel, pe revista online 4 elemente, la DJ Strike, sau da, cum era? Domne, să dau un nume de ăsta, pe care nu știe nimeni, nu? 4 elemente.ro, ceva de genul, și am dat un interviu acolo și m-a întrebat omul, și ce mai asculti? Sincer, șăbeam să dic și cam atât. Și au râs ăștia de mine vreo 5 ani pentru răspunsul ăsta. Ce șăbeam să dic și cam atât, mai dă timp. Știi, și de asta, Dobrescu, păi, ține minte că eu a intrat în pop culture-ul CTC răspunsul ăsta. Exact chestia asta, vorbim cu el, tocmai pusesem atunci o piesă cu șăbeam să dic și bă, dumneavoastră cu doctorul, zic, bă, zic, nu știu, hai că ți-o zic eu. Vezi că emisiunea e live, o să-ți dau nu eu un link. Nu, te cred, Doamne, părește. Nu, aia a fost criminală cu șăbem, ce mai ascult? Șăbem să dic și cam atât. Că-ți dai seama, eram și noi tineri și când aruncai un dăsta, șăbem să dic, mamă, păi erai la... Pai, ce ascultă ăsta, mâncați-e, șăbem, cum? Cum îl cheamă? Apropo de Shabam Sadiq, a scos niște piese tari, mă rog, album pe care l-a scos. Avea Arabian Nights aia, mă. Arabian Nights e piesa lui. Arabian Nights e pe Soundbombing. Exact. Da, Soundbombing. Dar asta zic că, apropo de piese și chestii noi, nu știu, tu ce asculti acum? Spre exemplu, uite, spun eu, hai că să sparg eu gheața. Te ascult. DJ Bocang Murdar cu Lordul Muștelor. Adică DJ Bocamul, dar e DJ Mads și Flea Lord. Holy fucking Christ, n-am auzit de băieții ăștia. Bă, DJ Max, Solo Assassins and Flea Lord. Aș vrea să mai atac o chestie cel puțin personal, adică așa, nu bun. E ceva ce eu, cum să ți explic, mă, doxule tată, eu nu mai ascult foarte mult rap. Nu. Vezi că și ăsta cu DJ Bocang Murdar și cu Lordul Muștelor e un fel de experiment. Da, eu ascult mult house, sincer, deep, minimale, low-fi-uri, de-astea, asta ascult eu, fără versuri. Mă obosește să aud versuri. În același timp sunt tot timpul la curent cu ce Detroit, să... Detroit House, Chicago House... Nici nu știu ce Dumnezeu e acolo pe Spotify. Ce e acolo mie îmi place. Eu nu țin la etichete. Numai așa, bun. Vreau să înțelegi un lucru. După 24 de ani de stat în miezul muzicii și recunosc că am avut și experiența mai mult decât binefăcătoare a unor ani la HHH Production și așa mai departe, am început să apreciez foarte mult muzica. I'm good, nu fi nebun, că nu trebuie să mă împăt. Ia uite și pe al meu. Să moară pic. Am zis-o, okay. Wet our beaks. Nu la modul ăla. Așa, am început să apreciez muzica și absolut de orice fel. Și am început să o apreciez mai ales pe aia fără versuri, că fac și eu destule și sătul să mai aud versuri.
Și chiar asta voiam să spun, că nu știu, adică după albumul ăsta, chiar și albumul ăsta este foarte experimental, albumul meu, și mă duc într-o direcție în care să mor dacă știu ce va fi. Adică nu mai garantez că, nu știu, am obosit cu rap-ul ăsta cum e acum și cu trap-ul și nu. Ok. Adică îți spun sincer, pentru mine, nu... Asta e feeling-ul tău. Da, și cred că o să încerc să experimentez mai mult un pic. Întrebarea mai este, schimb zeama. Ok, bun, de ce? De ce? Că m-am plictisit 24 de ani de linii, asta știu și asta fac. Vreau să mai fac și alte chestii. Că nu pot să nu fac muzică. Știi ce am observat eu? Mă rog, exact cum ai zis tu mai devreme, e strict părerea personală. Dar asta e mereu și o respect pe oricui. În ziua în ziua de azi, vis-a-vis de muzica care e overstream, overrated, e la modul multă ipocrizie, multă infatuare, sunt foarte mulți care sunt neinformați, dar vor să fie informați, adică ei cred că sunt the motherfuckers. Și practic asta se observă vis-a-vis de orice aspect, nu neapărat vis-a-vis de muzică, că e trap, că e snap, că e dracu, că e hip-hop, că e... Deci e în fel de... E trăim era ego-ului exacerbat. Ceea ce a fost și în 90s, adică na, eu da, sunt da. The motherfucker, însă acum, din punctul meu de vedere, diferența mare... Știi cum e momentul care... Și că dați-i lui Dox microfonul mai tare un pic, ne zic. Nu l-am ținut eu cum trebuia, îmi cer scuze. Ah, da, okay. Deci trebuia să-l țin așa. Diferența foarte mare este vis-a-vis de faptul că a face niște piese cu mesaj și substanță, în ziua de azi, Doxule, nu știu dacă ăsta e neapărat... Nu, ca idee zic. Adică poți să faci muzică de entertainment people. Ok, bun, să faci muzică... Bam. Că să știi că mare mesaj n-aveam nici noi când ne-am apucat și era aceea battle rap-ului de tot venerăm noi. Nici aia n-avea mare mesaj. Însă, uite, vezi... Dar totuși punea accentul pe o laudă vis-a-vis de ce nu se vede și ce se simte mai degrabă. Adică... un skill, o treabă. Acum e totul pe ce se vede. Păi uite, mi-am luat Lamborghini-ul ăsta, am lanțul ăsta, e totul pe material, cumva. E tot o tranziție în materie. Știi, ne arătăm cu degetul. Nu mai nimic printre rânduri. Asta mi se pare în ziua de azi. Știi care... Arare ori mai sunt chestii printre rânduri. Dacă asta numești tu mesaj, sunt de acord cu tine. Dar să știi că nici pe vremea noastră susțin că nu era mare mesaj. Nu, repet, nu trebuie să fii neapărat de acord cu mine. Faza cea mai interesantă pe care eu o văd la modul ăsta e faptul că 808, Rolandu, da, a fost descoperit de, ok, pe zona asta, rap, music and whatever, dar... 808 din anii 80, bă băiatule. Da, mă, Doxule, nici nu are treabă cu 808. Are treabă cu ce ai tu de transmis. Nu, ca idee, sunetul de 808, felul în care tu faci niște piese, n-are nicio legătură cu faptul că tu faci niște piese despre nimic, că despre asta e vorba. Da, asta încerc să-ți spun, Deci, practic, o mare majoritate a muzicii, în general, nu vorbeam despre trap, o mare majoritate a muzicii care se face în 2020-2021 sunt niște piese despre nimic. Toți cântă despre același, am avut, păi asta îți spun, că nici eu nu sunt mega încântat, dar în același timp consider că muzică e... Eu spun muzică fără substanță. Da, de acord cu tine, adică care... E o muzică descriptivă, o numesc eu. Exact. Adică e, mă uit, deschid ochii, am un Lamborghini în parcare. Am un Lamborghini în parcare! Pe care s-ar putea... Vai de mine, n-are frâna de mână trasă să duce la vale. N-are frâna de mână trasă să duce la vale. Știi, adică asta e. Dar la Lamborghini s-ar putea să-l ai pentru că ai făcut un contract cu niște unii care da, da, poți să... Adică dacă ai un Lamborghini, poți să-l vezi ca un fluture. Da, mă, nu. Știi, și poți să zici, zbor cu Lamborghini-ul ăsta prin toată lumea. Și a deschis aripile, vai ce ca lumea. Da, mă. Știi, adică poți să-i dai un film mișto și la Lamborghini-ul ăla. Overall, asta vreau să spun. Deci,
E vorba despre niște piese care vorbesc despre nimic. Nu vorbesc neapărat despre trap, hip-hop. În general, piesele de mainstream sunt despre nimic. Da, e ok. Bă, când te duci la 6-7 seara acasă, ce vrei să asculti, mă? Să zic ăla că viața e grea? Nu, normal că vrei să... aș băga, aș face... Mă, am un Lamborghini. Fundal, nu? Așa mă, NASA. În sfârșit, mai spune și tu ceva, că n-am... Bagă NASA, zile tată, chiar. Nu, dar nu, trebuie să-l mai întreb și pe el direct, că păi eu sunt făcut să fac asta. Să zici tu părerea ta, apropo. Da. Încă o dată vă mulțumesc celor care sunteți pe chat. Noi ne-am încins un pic la discuție, ați înțeles chestia asta. Vă mulțumesc celor care sunteți pe chat, celor care sunteți cu like, subscribe. Și dacă donați ceva, nu ne deranjează. Vi dăm înapoi. Vi dăm înapoi. E Caritas aici. Hip Hop Caritas. Donezează în 10 ediții, primești în 10. Așa mă, NASA. Hai că, na. Ai înțeles discuția. Zi am tu. Înțeles. Părerea ta. Părerea mea. Eu ascult cam tot ce e, să-ți dai seama. Frate, și eu ascult, crede-mă, deci, contrar părerii mare majorități, eu ascult foarte multă muzică, da, așa am făcut totdeauna. De la funk, bă, chiar, orice, chiar și alea pe care n-ar trebui să-l ascult, le ascult. De-aia te întrebam pe tine. Ai dreptate, cireașă. Eu mai vorbesc cu băieții pe chat. Așa e, dar nu da. E vina nimănui, e vina, e aici suntem. Așa mă, NASA, zi. Da, ce să zic, dacă ascult și nu rămân cu nimic, nu-mi transmit ceva, un vibe măcar, să-mi sau placă producția. Beat-ul, exact. Asta zic, îmi place beat-ul ăla, mă întorc la piesa aia, să o ascult pentru beat sau așa. Trece, îți dai seama, nu... Dar în același timp, Dox, mă scuzați că vă intervin între voi, e tare ce se întâmplă. No offense. Adică, consider că, hai să spunem, cea mai bună variantă pentru noi, să zicem că ar fi rămas muzica unde ne plăcea nouă cu boom bap-ul și ăla. Nu cred că ar fi fost bine să rămână acolo. Eu consider că e bună schimbarea asta. Nu are legătură cu chestia asta. Poți să faci o chestie mișto. Lumea, exact cum am văzut eu, a fost la modul, a, frate, e ceva nou, e tare. Stai cu aia, că poate să fie ceva nou prost. Dar dacă toată lumea preia acel căcat prost, spre exemplu, nu poți să îl pui etalon. Ca idee. Ba da, dacă e etalon, înseamnă că poate fi pus etalon, Dox. Asta zic și trebuie să acceptăm. Eu accept că nu-mi place piesa aia. Da, măcar mă chinui să înțeleg de ce e așa. Tu înțelegi de ce e așa? Adică îți place să înțelegi de ce e cum e acum muzica și de ce merg astea? Că dacă înțelegi, it don't faze you no more. Nu te mai deranjează. Tocmai despre asta era vorba mai devreme, că asta am vorbit mai devreme. Deci, bă, asta este. Dacă faci piese despre nimic, you're gonna be the fucking păi înseamnă huge că star. Trăim într-o perioadă în care viața noastră e despre nimicuri, e despre lucruri, e despre... Exact. Și asta este și e ok. Sau dar poate nici măcar nu e o perioadă diferită de alte perioade. E doar e emphasized treaba asta. E mai scoasă în evidență ca niciodată chestia asta cu consumerismul, cu brandurile, cu ca niciodată. Și datorită social media e mult mai în ochii noștri. Dar cred că a fost mereu. Exact. Cred că a fost totul la fel mereu, exact. Dar doar că acum e mai în ochii noștri, exact. Și copiii palpează din ce în ce mai mult la treaba asta. Și noi trebuie să facem cumva o pace cu treaba asta și să ne facem treabă. Dar eu zic că e bine acum. Exact despre chestia. No offense, e bine. Exact. Hai că avem, uite, exact. Doxule, poți să faci o emisiune live, dă-te în pula mea. Păi, poți să faci... Bă, suntem live! Păi asta îți spun. Poate să lumea te crede că ne certăm acum. Nu ne certăm, mă, nebunule, dar tu poți să faci la ora 8, miercuri seara, îl chem pe Căluț și faci o emisiune live în pula mea. Adică când puteai tu fără de MTV pe vremea aia, nu puteai. Înțelegi ce spun? Și e tare. Și eu pot să vin aici și să povestesc despre mixtape-ul meu cu tine aici, tovarășul meu de 23 de ani. And this is nice thing. This is a nice thing. Și suntem cu oamenii pe chat în pula mea. Pe vremea noastră nu exista chat decât evident pe, că nu pe ce? Pe Mirc în pula mea. Primeai scrisori. Îmi trimiteau porumbel pe care îl vânau trei acum, uli, două pisici. Acum dacă mai donați ceva, e ok. Ești nebun la cap. E bine. Tocmai de asta zic. Asta e cea mai mișto chestie apropo de discuția live și emisiunea live care se... Se întâmplă, mă. Se întâmplă. Shit happens. Se întâmplă. Căcatul se întâmplă. Însă,
Doctore, exact cum spuneam mai devreme, faza mișto, apropo de ce spuneai tu, e că da, frate, în 2021 așa sunt lucrurile. Poți să faci orice, Dox, azi. Exact, asta e. Poți să faci orice și e la latitudinea ta ce să faci. Însă, repet, deci toată lumea poate să facă orice. Însă, vis-a-vis de marea majoritate care n-au niciun fel de reper. Știi, păi că sunt tineri. Marea majoritate pe care o tot vedem noi că... Ascultă-mă o secundă. Te ascult. Reperul pentru mulți ești tu. Reperul pentru mulți e NASA. Reperul nu mai sunt reperul pentru așa mulți eu. Ascultă-mă o secundă. Și ok, că, adică asta e viața. Nu, ascultă-mă o secundă ca să înțelegi exact. Pentru mulți tu ești un reper. NASA e un reper. Eu sunt un reper. Da. Faptul că noi suntem live acum, noi suntem un reper, noi trei. Foarte adevărat. Faptul că noi suntem, noi trei suntem un reper, ce puteți să le transmitem? Te pup, Fulger, uspa apen. Te pupă, fratele. Că despre asta Lightning, e vorba. You know. Mă întreb pe mine pe live dacă DJ Ape, maimuță, dacă bere, da, există o variantă mixată care va veni cât de curând de fratele NASA o pigulește, da, la e, as we speak. O desfac eu. Da, mă, să-i dau lui NASA. Păi nu i-o dau lui NASA. Doxule, e bine, mă jur, și o spun tuturor și trebuie să conștientizăm că totul e în schimbare. Eu cel puțin sunt conștient de chestia asta. Absolut totul se schimbă. BMW-ul de anul trecut și-a luat facelift și arată altfel. Bunica ta i-au mai căzut doi dinți. Maica ta mai îmbătrânit un an. Hainele tale s-au rupt de la cât le-ai purtat. Totul se schimbă și noi trebuie să acceptăm chestia asta. Și eu accept în același timp că nu mai sunt nici eu hype-ul care eram în 2012-13 cu Brigada, nu mai suntem. Acum e hype-ul pe alți oameni. Și eu accept chestia asta, ei sunt trendul. Dar eu sunt dator universului să-mi fac treaba mea. Și tu la fel. Și nu trebuie să ne dezicem nicio clipă de la traiectul acelei trebi pe care o avem fiecare. Ce, iar chestia asta, chestia asta n-are cum să-ți o ia nimeni. Dacă tu ai coerența ta umană, faptică, a gândurilor, lucrativă, treaba ta va funcționa. Dacă ai adevărul tău și ți-l împlinești, that shit will work. Dar trebuie să acceptăm că lucrurile se schimbă. Eu am acceptat chestia asta anul trecut, introspectându-mă, autocunoscându-mă, stând foarte mult cu mine însumi, renunțând la orice substanțe care, vorba lui Cedric, ne puteau filmul și așa mai departe. Și am înțeles că asta este viața. Vrei să facem o paranteză vis-a-vis de... Te rog, bagă. Să facem o paranteză vis-a-vis de acele substanțe? Nu e nicio paranteză, nu mai fumezi iarbă de vreo 4 luni. Iarbă? Da, nu mai, nu, dar data asta cred că chiar m-am, adică nu că n-o să mai fumez, dar nu mai am adicția aia, nu-i mai simt lipsa, ca okay, să zic așa. Ok, stai un pic, că mă uit acum pe chat. În ziua de azi, muzica rap, trap nu caută să edifice și să materializeze, ci caută comparații. Ok? The fuck, uite că rebau. Ia uite și pe Roxana, ia uite-mă, e aici tot Patreonul meu, vă pupă, fratele. Yeah, boy. Probabil de aici, ok, Angelina, ok, probabil de aici și dorința unora de ca muzica de, să evolueze odată cu toată evoluția din jur. Băi, Cireașă, eu nu, știi că lumea vorbește de evoluție, domnule, eu nu știu, n-aș numi eu neapărat evoluție, cât schimbare, că evoluția e greu de cuantificat, din punctul meu de vedere. Exact. E greu să spui ca, adică că dacă, eu știu, muzica a crescut cu trapul vis-a-vis de hip-hop sau a scăzut sau pula mea. Frate, astea sunt chestii, la muzică oricum e de gusturi. Frate. Și nu poți să vii să spui, dar s-a schimbat. Și e ok, că totul se schimbă. Se schimbă bordurile în pula mea, o de două ori pe an în București. Asta e o chestie foarte clară. Însă, apropo de chestia asta cu muzica, pe mine totdeauna m-a amuzat chestia asta. Ce? Deci, bă, nu știu, orice artist ajunge în mainstream în proporție de 90%, habar n-are sau nu-l interesează cine a făcut ceva în spatele lui. Spre exemplu, nu vorbesc de Jay-Z sau de... Frate, nu ne interesează, mă. Noi suntem acum. Și îi zici, bă, stai mă, că dacă nu era Cool Herc, dacă nu era ăla, dacă nu era ăla, care a făcut, fiecare a pus câte o cărămidă, exact cum avem aici, câte o cărămidă, că de-aia se cheamă Boom Bap Show. Apropo de chestia asta, Boom Bap Show este construit pe o cărămidă
un castofon care este chiar așa, iar la castofonul ăsta se ascultau casete în 73, care de-a lungul timpului au devenit foarte cunoscute, pentru că producătorii care făceau biturile respective au devenit cunoscuți, Martha 45 King cu Jay-Z and so on. Însă ideea e că pe marea majoritate nu interesează ceea ce a fost înainte. Eu am impresia că în momentul în care ei s-au născut și au făcut ceva, de acolo a început totul. Și cu ce te-ar bucura pe tine dacă ei ar aprecia ceva? Adică cu ce te încălzește? Sunt foarte curios. Băi, cu ce te încălzește că ei ar aprecia ce a fost înainte? Și plus că, acum, în părerea mea umilă, dacă nu o făcea Cool Herc sau așa, cred că venea cineva. Altul și o făcea. Cu siguranță. Adică, de asta zic, there's always someone there to do it. Cu știi? Siguranță. Poate o făceai tu. Cu siguranță, nu e vorba despre cine a făcut-o. Însă, faptul că tu nu respecti niște valori care... sau da ție, de fapt, dar valoare... Dar ce înțelegi până a le respecta, că asta nu pricep eu neapărat? Știi cum e chestia? Dacă nu cunoști istoria, o să repezi greșelile istoriei. Este fix același lucru. Da, uite, spre exemplu, eu zic atâta. Din punctul meu de vedere. Mă uit la NBA, da? Și m-am uitat de-a lungul pauzelor competiționale și la multe meciuri din trecutul NBA-ului. Okay. 60, anii 50, anii 70... și acum 2000, 2010, 2020. Eu nu, adică nu, fără supărare, nu văd nicio legătură între ce se juca neapărat în 60, în afară de coș și pula aia, și ce se joacă acum. Și îmi vine greu să cred că ar trebui să știe ăia niște chestii de atunci pentru a face performanța acum. Înțelegi? Se schimbă total jocul. Nu mai e fără supărare, Doxule. Respect, Bun Bob, sunt, știi că îți dă pe vremea aia, dar nu mai are nimeni nevoie să știe asta. It's all about the respect, man. It's all about the respect, bă, dar nu are nimeni nevoie să știe astea. Nevoia n-are legătură cu respectul. Păi știu, e dar... simplu. E simplu. Cum NASA? O vezi tu? NASA? Nu, dar nu înțeleg cum o vezi tu. Crezi că cineva sapă să vadă la ce s-ascultau casetele în trecut sau cu ce asculta lumea? Nu. Crezi că vreunul din copiii ăștia... Nu, ascultă... Sau eu am căutat vreodată vreo bandă de magnetofon? Păi nu, tocmai de-aia am vrut să duc discuția către zona asta, pentru că nimeni nu o duce către zona asta. NASA. Păi noi am fost mai pasionați, de asta am și căutat cumva în trecut și am aflat chestiile astea. Da, nici noi n-am căutat foarte în trecut, Doxule. Noi am făcut parte din trecutul hip-hop-ului și mai aproape de începuturile lui. De-aia și tu te-ai atașat atât de mult. Hip-hop. Pentru că ai copilărit cu el și acum ești aproape de vârsta lui. Tu ești aproape de vârsta rap-ului. S-a aplaudat în din regie. Și Căluț e de vârsta rap-ului. Și tu ești eu sunt mai mic decât vârsta rap-ului, dar și eu sunt pe acolo. Dar în același timp, tu o să mori, Doamne ferește, să nu mă înțelegi greșit. Eu o să mor, rap-ul will go on. Și când o să vină alții, n-o să aibă de ce să stea să sape în trecut. Că eu o să ia rap-ul de unde e. Ăia din NBA iau basketul din 2021, nu-l iau din 60. Asta spuneam, they don't give a fuck about that shit. Dar nu că they give a fuck, dar... They don't give a fuck. Mie mi se pare că noi ar trebui să nu mai stăm atât de mult la astea. Adică e mișto ce faci tu, dar... Adică e mișto boombox, I respect. Am cărat casetofonul ăsta cu baterii lipite cu scoci. L-am cărat, am poze pe eu. Pula mea, I bumped that shit. Am ascultat mixtape, pula aia, GS1, pula mea, Eddie Ealing, DL, toate alea, I bumped that shit. Am fost la Slick, ne-am minunat la discuri, ne uitam la tine, la Martin. But that shit was then. E 2021. În 2021 trapul e călare pe noi. Și tu trebuie să știi care e coerența și drumul tău și să ți-l execuți sau să o lași în pula mea. What the fuck? I'm just fucking saying. That's a fucking statement. Deci... That's a statement. Nu știu ce să zic. Adică așa o văd eu. Asta e. Așa... Frate,
Eu n-am nicio problemă cu trapul. Nu, dar n-am zis că ai tu, dar să n-ai o problemă cu faptul că lumea uită astea. E normal, totul se naște, totul moare. Arborele scapă în pula mea de frunze toamna și mugurește acum în martie. E un ciclu totul. La un moment dat o să revină cât un boombox de ăsta digital. Pula, așa funcționează totul în jurul nostru. Oh, shit. Eu mă uitam la camera mea și pe chat. Ok, salut. Oh, mam, deci, da, să nu mă înțelegi greșit, Doamne ferește. Dar nu poți să te aștepți de la respect de la Vlad. Nu, da, nu, Doamne ferește, eu spun părerea mea proprie și personală. Și părerea care mă motorizează volițional, în termen de voință, să merg mai departe. Că mie îmi place ce se întâmplă acum. Despre asta era vorba, că... Crede-mă că îmi place, adică... Asta vreau să vorbim. Și e mișto viața așa și acum e mișto, adică chemi un Uber, te duci acasă, înainte o luai pula mea cu tramvaiul. Ești nebun, dacă nu mai venea tramvaiul, o luai la gheară până acasă. Până tot Bucureștiul, pula mea. Da, mă, nu vorbeam neapărat de tramvai. Păi da, dar trebuie să le vezi pe toate împreună, Doxule. Nu poți să vorbești doar de rap și păi să uiți avansul tehnologic. Păi stai un pic. Să uiți impactul acestui avans asupra psihicului tineretului și asupra dorinței lor de a avea și ei ce văd și ei afară, ca oia, lanțuri, pizde și pula mea. Tu nu poți să uiți asta, nu poți să le scoți din context și să zici doar că lumea nu mai respectă boomboxul. Lumea nu mai respectă din start niște valori pe care noi, cu care noi am crescut. Dar și noi, nici noi nu le mai respectam pe ale bunicilor noștri. Auzi? Și ăia ziceau de noi același lucru. Auzi, mă, dar știi că alea era un chiriată, nu? Ce? Gold chains and that mother... Sau erau from the back of the source. Erau de pe spatele revistei erau Source. Erau props, frate. Deci, na, și practic și ei vindeau o imagine care nu era conformă cu realitatea. Eu asta vreau să spun mai devreme. Te-am lăsat pe tine să te... Dar mie îmi place să vorbesc, mie îmi place să fiu rebel. Păi, eu consider că artistăreala are mult de a face cu rebeliune. Tocmai asta vreau să spun, vis-a-vis de chestia asta. E imagine și ce e în spatele imaginii. E doar imagine sau e doar imagine? Chiar vorbeam cu băieții la studio și am mai spus asta într-un interviu, dacă nu mă înșel. Mie mi se pare că sunt două feluri de art. După care să lași până asta să zică, da? Ce? Aceeași chestie. O să repete după mine? Sunt două feluri de artiști din punctul meu de vedere. Ăia care se joacă pe ei, joacă personajul lor. Știi că dacă ar fi să o luăm actoricește, cine ar fi? Un fel de Ben Affleck, că l-ai tot timpul mai el așa cumva. Nu știu, nu. Așa? Adică care joacă viața lor cumva și alții care creează un personaj. Mulți dintre trapperii de astăzi își creează personaje. Și își creează personaje pe niște blueprint-uri de afară. Și domnule, eu sunt ăla care are pizde, ăla care are bani, care merge cu mașina șmecheră, trage cost. Exact ce spuneam. 808-ul e the blueprint. E foarte ok. Dar asta e producția, n-are neapărat legătură cu ce livrează ei. Sound-ul s-a schimbat, suntem aici. Pe de altă parte, dacă îi întreb pe ei ce înseamnă 808, habar n-au. Da, nu știu, probabil nu știu istoria 108-ului, dar nici nu interesează, nu-i afectează cu nimic. Adică, Doamne ferește, nu vreau să înțelegi greșit, dar they don't give a fuck. Deci tu cânti pe un pattern al unui, pula mea, Roland. Păi și eu sunt șofer, dar nu mă interesează cum au făcut ăștia motorul la păi nu mă, dar e da, corect, are trebuie, NASA a spus-o perfect. Așa. Mamă, să moară, deci cum s-a dus discuția asta, dar asta îmi place. Păi nu, dar trebuie, e necesar ca lumea să înțeleagă. Bine, da. Punctul de vedere. Bine, pe de altă parte, na, ne-am dus și noi tare, pula mea, n-am mai făcut caterincă. Și ai un băiat că am venit și eu de la muncă și am să mă relaxez la emisiunea asta. Ok. Și au venit băieții. Îți dai seama că stai nervos. Victoraj, să moară Vivi, dacă ar fi un premiu pentru comenturile altul, ai fi câștigat. Ai perfectă dreptate, îmi cer scuze că poate m-am aprins un pic, dar nu, adică pur și simplu din dorința de a expune niște puncte de vedere. Da, mă, Dox, nu e, lumea nu mai poți, tu ar trebui să pleci de la a-ți face așteptări, așteptări zero. Dacă pleci cu așteptări zero, orice se întâmplă nu poate decât să te bucure. Eu așa sunt, să știi.
nu oare... îmi fac așteptări. Și de-aia, eu fac ce am eu de făcut. Tu trebuie să știi ce ai tu de făcut și să o faci. Și să n-ai așteptări de la lume. Că de acolo încolo nu ai decât cum să meargă în sus. N-am, exact. E o misiune pentru noi. Adică noi ne-am dat anul trecut seama în lipsa show-urilor și așa că nouă ne place să fim oameni șobolani de studio. Noi suntem șobolani de studio, cântăm la cabluri, roadem la ele pe acolo, pula mea, fără nicio caterincă. Astea suntem, șobolani de studio. Și misiunea noastră este să facem muzică. Și dacă nu s-o facem noi, să-i ajutăm pe alții să o facă, să producem executiv, să stăm în spate, că avem viziune, ceea ce... Adică viziune în sensul că noi, eu, unul, aud piesa înainte să o scriu, o aud în cap și NASA știe să o transforme din ce aud eu în ce trebuie să se audă la mine în cap. Asta face artistărea la faină, ca să zic așa. Te mai cerci cu Cedrea din când în când? Nu m-am mai certat cu Cedrea, nici măcar... Ultimele mele certuri cu Cedrea datează de prin 2006-2007, dacă nu mă înșel, la un revelion pe care l-am făcut împreună la munte. Și certurile alea erau la caterincă oricum. Dar nu l-am mai... Nu ne-am mai văzut așa des. Cu Cedrea n-ai cum să te cerți. Ei, nu! Eu eram șeful la certuri cu Cedrea, ești nebun. Eram șeful la certuri cu Cedrea, dar la modul caterincă, nu era pe hate. Păi stai un pic, vezi că mai scrie lumea, deci ok. Ce părere aveți de Zmoală, Kazan, apreciez 30 trasă cu respect pentru mixtape? Tată, Zmoală e, sincer, eu n-am avut tangențe cu el până să-l fi văzut la Urbanist, moment în care l-am contactat și i-am spus că aș vrea să fac o piesă cu el, chiar aveam în cap o piesă de pe mixtape. I-am trimis instrumentalul, el nu a percutat la el și a zis ce-ți trimit eu unul înapoi. Mi-a trimis un instrumental înapoi, am vibuit cu instrumentalul, am scris, i-am trimis, a scris și el și aia e ce ați auzit voi. DJ NASA am filipat acea felie superbă de scratch-uri la sfârșit și am făcut o piesă ca pe vremuri, nu știu cum să spun. Zmoală e un băiat super tare, a venit pe la noi, pe la Stu, am reușit să stăm să vibrăm un pic așa, să ne dăm... vibe de la unii la alții și chiar e un om tare. Asta pot să vă spun despre Zmoală Kazan. A venit fără mască. Eu știu cum arată Zmoală Kazan. Doctore, cu siguranță. N-am văzut noi întrebările că n-a fost așa. M-am mai uitat așa, dar nu... Da, nu, lumea... N-am văzut nimic. Lumea cu siguranță te va întreba. Când o colaborare cu Dani Mocanu. Iată. Băi, nu știu, aștept și eu să îi treacă perioada asta cu Sfințenia și după aia când redevine băiat rău, ne apucăm și facem sud spre sud-vest, vreau să-i zic la piesă. Sud spre sud-vest, o să fie piesa mea cu Dani Mocanu, 2 lei o să fie în clip, leului și mai aduc eu un leu. O să fie tare, dar atât pot să vă spun, e mișto oricum, o să-mi scrie el textul, o să fie bine. Ne vedem pe NEC TV. Ne zic băieții care e faza cu remixul Ditaia. N-a fost omul de la început probabil. Bă tată, ni s-a părut foarte tare să facem un remix la Ditaia cu același flow, grasul să fie Tommy, să fie grasul. Fluierarul să fie Maxi și eu să fiu Spike. Să folosim aceleași flow-uri, oarecum aceleași terminații ca și versuri, dar versuri diferite. Și să-l punem pe fratele Căluț să facă un clip sau un refilm, cum l-a numit el. Un refilm semi-aproape identic cu originalul lui Spike. Și ni s-a părut super tare să facem asta. Asta e singura poveste. Și e tare, eu noi n-am mai văzut așa ceva. Nu știu, atât pot să spun. Nu mi se pare că are un substrat mai mare de atât. Nu a vrut nimeni să se ia de Ocapis, frații noștri pe viață. Grasule, te iubim. Lui fratele Ermurache, fratele Ardelean, frații noștri de peste 2 metri. The Factory, frumos, ne-au ajutat cu studioul. Totul în regulă, totul tare. Atât pot să zic. Auzi mă, dar lu... Mamă, zeul Iancu, zeul audiovizualului. Deci cel care transformă lipsa de scule în abundență. Apropo. Cornul abundenței electronice, Iancu.
Îți mulțumim în suflet pentru tot ce ne-ai livrat la clip la Didaia. E șeful nostru. Nu ne suna prea dimineață. Stai mă, Vlad, stai, Vlad, lumea a înțeles că a fost un fel de... Da, dar nu e nimic mai mult, nu știu de ce, că am văzut și pe neți nedumeriți. Bă, deci lumea n-a înțeles. N-a înțeles Caterinca. Adică n-a înțeles Caterinca și mie mi se pare... Mie mi se pare... Mind-boggling. Tu mai dă... Cu morții mei n-ai înțeles Caterinca. Clipul e la fel, flow-ul e la fel. Tu mai... Tu mai dă... Versurile schimbate. Ce n-ai înțeles? Adică ce pula mea e mai mult de spus despre asta? What is there to be explained? A dat doc un dis la pula mea. La o capi, la... Bă, băieților! Am văzut alea, trebuie să vă împuște grasul. Alo! E la fel, adică am încercat, nu știu, să aducem un omagiu și să facem o Caterinca concomitent. N-a încercat nimeni mai mult, nici mai puțin. Asta să fie clar. PD, uite, PD ne întreabă, fii atent. PD. Care melodie ți-a făcut cea mai mare plăcere să o tragi de pe mixtape, pe care să o înregistrezi? Bă, toate ne-au plăcut. De ce să ne căcăm pe noi? Nu mi se pare că nu prea... Melodiile sunt ca și copiii noștri. E greu să zici că îl iubești pe vreunul mai mult decât pe celălalt. Așa și cu chestia asta. Tot te întreabă când îl aduci pe nimeni altul, boss. Deci e cea mai recurentă întrebare din trei ediții. Adul te rugăm noi pe nimeni altul. Asta am văzut de trei ediții. Dar știi că îl aduci pe nimeni altul și în ediția următoare începe cineva cu: dar când îl aduceți pe nimeni altul? Evident. Da, Doamne ferește, e fratele tuturor nimeni altul. E un stâlp. Dar zic eu ca și om că așa se va întâmpla. L-aduci pe nimeni altul și miercurea viitoare altul când îl aduci. Nu. Apropo de chestia asta, că eu râdeam, pentru că în fiecare ediție avem faza aia cu beat-uri trimise de diferiți producători. Sincer, nu știu cine-l face pe beat-ul ăsta. Am auzit de băiatul ăsta, dar oricum ar fi binevenit. Sincer, nu sună a ne rup. De obicei, beat-urile lui mă rup. Mă rup noaptea pe întuneric, un piure cu turmeric. Ia ce ți se dă. Întotdeauna mulțumește pentru ce ți se dă. Aha. Bă, nu e ne rup ăsta. Luați apă, e nerub? Nu-i nerub ăsta. Nu cred că e nerub. E prea vesel băiatul ăsta. Asta chiar are o doză de optimism. La nerub a murit lumea de mult. Glumesc. Nerub, you know, you my boy. Faci și noi, Caterinca. Asta e beat-ul lui German, frate. Ți-am zis că nu-i nerub. German. German e boss. German, ai reprezentat. Dă-le un beat la solo, dă-le un semn la solo members. Bun. Poate le produci ceva. Din Funk B, cred că ar livra frumos pe ăsta. Da, e adevărat. Ok. Pe chat ce se zice? Mob Deep. Argatu, DJ Zicu, ok. Ia, mai bagă și alt beat. Hai că pe ăsta lui German l-ai topus. Ba nu, ăsta nu-i tot ăla, hă? Ba tot ăla. Bagă de la nerup ceva. Ia. Oh, my sweet Elaine. My cursed star. Mă duc să mă uit sub brad. Puțină atenție. Tot German și ăsta. Bă, să râzi, e nerup. S-a trezit optimist, nerup de dimineață. Luat o lămâie pentru greață. A tăiat două tobe și un sample. Da, mă, nu. Nu știu pe cine aud. Știi care e combinația? Noi am băgat acum făcut, nu știu cum se aude pe live, dar am băgat. Se aude bine sau nu? Se aude bine sau nu? E tare.
Se aude bine ce vorbim noi sau nu? Ca să știm. S-aude. S-aude. Deci ne rup, l-am ghicit și pe ăsta. Super tare. L-ai nimerit și pe ăsta, da. Da, Alin zice că Spike. E adevărat, ar putea. Dar nu-mi dai mă și mie un beat. Ia să vedem, stai un pic. Păi să... stai un pic, așa. Stau. Mai ai de băgat? Stai, nu te arunca, că mai am eu un pic de treabă. Ia să vedem. Oh, ăsta-i tare. Mamă, e bombă ăsta. Hai că n-am închis microfonul. Tare. O ardem așa, da. Ok, să vedem dacă e ok. S-aude bine pe chat? Pe ăsta aș da eu, mă jur. Da? Ai dat tu, nu? Aș da pe ăsta. Îți fac un loop? Nu. No. Hai că ți-am făcut un loop. Sau vrei să dau pe ăsta? Hai că dau pe ăsta. Hai. Mi-ai făcut? Îți fac eu un loop. Ia pe un loop. Dar să fie bine lupa, da? Hai frate, dacă... Îl dau pe ăsta, cred. Dacă nici eu nu știu cum să fac loop, o să moară cacă. Hai, ia, fă pe loop. Fă pe loop-ul. Îți fac un loop de 3-6 cu niște iezi. Cu 2. Dă-nu-ți loop-ul. Aha. Cine a făcut beat-ul? Aha. Bă, fii atent, e făcut de Vălescu. Vălescu n-a oficial. Eu n-am mai dat un beat al lui Vălescu din 2011, dacă nu mă înșel. Sau mai târziu, okay. Poate 12. Eu. Vrei să zic? Se aude bine în cască? Îmi place. Fii atent. Hai că scuip ceva pe ăsta. Dar fii atent. Vezi că băgăm și pe ăla al tău. Păi nu-l mai bagi pe ăla, că nu am un singur text. Ia. Eu sunt ce rapperii vor să fie când crești mari. Eu sunt ce smokerii vor să fie când crești mari. Sunt pentru rap ce pești mari, pentru pescari. Când descarc încărcătoare verbale, bălanii dispar. Scui foc pe tobe, backfire, așa-mi trec fraier. Când plec coaie, nu las în urmă nor de fum, ci nor de ploaie. Vă las cu dor de soare când vă geg cu clor pățoale. Vă la chei breloc, nu mă mai joc deloc, ce foc de paie. Pot să scuip așa non-stop, chiar și pe loc am stoc de coaie. Flow-uri să not peste tot, dar nu prea pot, n-am loc de zoaie. Pentru mine rap-ul e sport și sunt la loc și doc vândoaie. Lovaș dimineața în cort, nu mai suport, las foc pe foaie. Da, igni fugă, vin din fugă, ții ștachetă. Craniu plin sub lugă, glonți din lugăr, frec la chetă. Creier rap de muncă, alții se culcă, eu fac betă. Eu cu mine și dau bine, fine, uite, dog regret. Eu l-am făcut pe el, nu el pe mine. Cum zicea mama când îi plăcea drama. Mai de mult cam când mergea rama pe felie. Sunt în reverie, filme vin de avalma. Creierul scrie orice inepție fără să-și dea seama. Sunt o portocală, nu dispar fără să-mi dau zeama. Și n-am teama că de pierde fapte certeam antamat. Muzica aia manta mea, dar gătește tamanda. Mă pupă French ca Montana, o țin de păr ca bandana. Îi dau mielu, aș scoate portofelul, i-aș da și bandana. Fără tamtara, am las copii pe piele fină Alcantara. Îi dansez cu muș, Jean-Claude Van Damme de pe Maidan. Dar am niciun talent și muș, din cuvinte așa, la andala. Alo, cara, vreau și eu bine doar dus. Sunt student de ce redus, dar sunt student de ce terez. Ce te ce băieți deștepți, dacă sarcalul ei pe mânz. Nu-ți iei la ce tu te aștepți, când ai avalul ei pe munci. Munteanu, copilul lui Pruteanu, sunt Bunteanu. Hai, valea în pula mea de aici, că n-am un săpun de alu. Varianta masculină, Danei Budeanu. Gaudeamus, ici tu, ici tu, când e zgomot să nu te aud. Îmi place să scuim, n-am maniere, la valier. La desert vreau prăjituri, las că torn eu la vaniel. Doctorul face sculpturi, spargem piatră la calier. Stai în drum, dă-te-n lături, trece trenul, ai barieră. Mă înțelegi? What the... Păi da, așa, cam what așa, the... da. What the... Cam așa, cam așa trebuie să scuip la 40 de ani, boss. Boombox show cu DJ Dox în fiecare miercuri, yo. Boombox show cu DJ Dox în fiecare miercuri, yo.